Patru goluri remarcate în actualul sezon, Big Falvi și a bifat și patru pase decisive. După acest eșec, Volin Luț rămâne pe locul 12 în campionatul Ucrainei, cu 27 de puncte, dar este departe de grijile retrogradării. Tot joi a jucat și Hover la Ușgorod, formația românilor Răzvan Coci și Cristian Oros și Marius Nicolae. Primii doi au fost titulari, dar numai Coci și-a jucat toate cele 90 de minute. Oros a fost schimbat după 18 minute cu Wallace, iar Marius Nicolae a rămas pe banca de rezerve. Hover l-a pierdut acasă în fața lui Dnieper, Dnieper cu 2 la 0.